Bună ziua, oameni buni! O nouă emisiune de prezentare a candidaților care vin să reprezinte comunitățile lor în alegerile acestea, luptă pentru un loc de primar. Unii sunt primari pe funcție, alții vin. De data aceasta avem, eu zic, norocul pentru mine, că de mult n-am mai făcut o discuție cu un primar care a dovedit de-a lungul timpului că știe cu ce se mănâncă lucrurile. Este un primar care, cu laude, cu critici, cu tot ce s-a întâmplat, rămâne în istoria comunei respective și a județului printr-o acțiune, ca să spunem așa, de demnitate județeană, de apărarea unor locuri care aparțin județului Neamț, dar pe care alții au râvnit să le aibă. Este vorba despre, bănuiesc că mulți dintre dumneavoastră ați ghicit deja, despre primarul comunei Bicaschei, domnul Oniga Gheorghe, ca să fie foarte cu ghi. Da. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit, domnul Bolănescu! Ați văzut că am început cu acțiunea aceea celebră cu granița, cu Harghita. Da. Am adus aici cu mine, după cum se vede bine, spre știință dumneavoastră, că cheile Bicazului au fost, au rămas și vor rămâne a județului Neamț, respectiv extravilanul comunei Bicaschei. Ocazie cu care îi mulțumesc domnului președinte George Lazar pentru implicația care au avut-o în procesul respectiv, pentru a duce la bun sfârșit acest proces pe nedrept deschis de către cei de la Harghita. Domnul primar, eu am urmărit în timp procesul ăsta. Într-adevăr, odată cu venirea ca prefect al lui George Lazar, lucrurile s-au derulat altfel și acțiunile au căpătat consistență. Este un lucru care va rămâne în istoria județului, fără discuție. Pentru prima dată în istorie, limita între județul Neamț și județul Harghita a fost stabilită definitiv, respectiv între comuna Bicaschei și orașul Gheorgheni. Este un lucru bun, spun eu, știm ce administrăm, știm ce e a nostru. Nu că n-am fi știut și până acum, că legea 2/68 stipulează destul de clar limita de județ, limita de comun, de extravilanul comunei, unde se specifică clar acele limite naturale care au fost, există și vor dăinui peste timp. Acum, depășind subiectul ăsta, haideți să vedem de câți ani sunteți primar? Din anul 2000. Vor fi vreo 24 de ani. 24 de ani. Da. Cât de greu este să fii primar într-o comună de graniță, de munte, cu localități puțin dispersate, cu acces greu, cu o populație care nu are foarte multe posibilități de a-și asigura traiul local? Povestiți-ne un pic. Comuna Bicaschei se întinde pe o suprafață de 9700 de hectare. Este o zonă de munte cu terenuri greu accesibile, cu, știu eu, cred că cele mai frumoase chei le găsim acolo, cheile Bicazului, cheile Șugăului, cheile Bardosului, care știu eu, poate că multe lume nu le știe, dar sunt senzaționale. Se află în spatele cheilor Bicazului. Dumnezeu ne-a înzestrat cu 95%, știu eu, din tot ceea ce s-a putut pune în comuna Bicaschei, urmând ca noi măcar aia 5% să-i putem aduce ca să aducem totul la normal. Deci, frumusețe aveți, dar greutăți? Greutăți am avut încă din anul 2000. Cel mai apăsător au fost legile de retrocedare, respectiv legea 1/2000, continuarea legii 18 normal,
am avut la nivel de comună Bicaschei cereri de retrocedare de 40.000 de hectare, pe când comuna Bicaschei, intravilan și extravilan, are 10.000 de hectare. Vă închipuiți că a fost o muncă grea, a fost multă bătaie de cap până ce am ajuns în momentul de față să mai avem câteva dosărele de finalizat. Dacă ar fi să trageți linie acum și să ziceți, băi, cum am găsit eu comuna asta acum 24 de ani și cu ce vin eu acum după 24 de ani în fața oamenilor pentru un nou mandat? Da. Ce ați putea să-mi spuneți în 4-5 minute? În 10 minute, nu contează dacă aveți. Da. În anul 2000 nu am vrut neapărat să ajung primar. Am candidat datorită insistenței unor prieteni de a obține un loc de consilier. Oamenii au considerat că merit să-i reprezint. Am ajuns primar în anul 2000, o comună care primăria cădea jos, căminul cultural era terminat, nu avem niciun metru de asfalt în afară de drumul național, apă nu se punea problema, canalizare nici atât, școlile sufla vântul prin geamuri, ploua în ele, într-un cuvânt o comună care arăta ca după război. De-a lungul timpului... Confirm. Țin minte că la vremea aceea eram reporter și veneam prin zonă și primăria într-adevăr arăta groaznic. Școlile cum erau, deci confirm că lucrurile... Bisericile la fel. Da. Da. De-a lungul timp... Acum? Da. Acum? Acum, comuna Bicaschei arată cu totul și cu totul altfel. S-a muncit mult, s-a investit mult, am avut alături de mine oameni care m-au înțeles, am avut alături de mine oameni care mi-au acordat încrederea 6 mandate la rând. Am continuat cu ce am început în anul 2000 și le-am luat pe rând. Am făcut un sediu de primărie nou, care arată bine, zic eu. Am accesat pe măsura 322 prin AFIR un proiect în valoare de 2 milioane jumate de euro pe fonduri europene, care am reabilitat căminul cultural, care arată binișor. Am făcut un centru de zi pentru copii. Am asfaltat și totodată canalizat râul Ivaneș. Pe proiectul ăsta, deci însumând o sumă de 2 milioane jumate de euro, pe urmă, inundațiile, aveam o problemă mare la fiecare ploaie, mai abundent așa, comuna era sub tape. Am început cu regularizarea torenților. Tot pe măsura 125 prin AFIR, am regularizat pârâul German și pârâul Lipcheș. Un proiect care a fost 1,5 milioane de euro, bani europeni. Pe urmă, aveam drumul forestier de la Ivaneș spre, cum s-ar termina, intravilanul satului Ivaneș, în continuare spre Tarcău. Am cu 1,5 milioane de euro proiectul pentru modernizarea drumului forestier. Avem asfalt pe o lungime de 5 km care duce înspre comuna Tarcău. Totodată leagă și proprietățile cetățenilor care le au în extravilan, pășunile și pădurile comunei Bicaschei. După ce am terminat cu drumul forestier, sala de sport. Deci, avem o sală... Am spus 5 minute, puteți merge 10. Da. Avem o sală de sport funcțională,
unde copiii zi de zi fac activități atât școala, în perioada școlii, în perioada orilor de curs, cât și după masa. Sunt tot felul de întreceri sportive, sunt tot felul de jocuri. Este o sală funcțională, cu tot ceea ce trebuie, încălzire, întreținere, arată bine după atâția ani de funcționare. Vreau să vă spun contribuția de la bugetul local pentru sala de sport, având în vedere faptul că s-a aflat într-o zonă inundabilă, am fost nevoit să facem un dig de protecție, dig și lucrări cu parcările și ce am mai avut centrala, așa au depășit valoarea sălii de sport. Dar ne bucurăm că o avem, ne bucurăm că e funcțională și că se bucură copiii și tineretul își desfășoară activitățile normale. Eu sunt convins că dacă vă las să-mi spuneți toate lucrurile astea, nu ne oprim foarte devreme. 24 de ani e o viață de om, practic. În ceea ce privește, știu eu, grădinița cu program prelungit. Avem la Bicaschei grădiniță cu program prelungit. Avem la Bicaschei o grădiniță nouă, tot prin AFIR, pe fonduri europene, vreo 700.000 de euro, cu 4 săli de clasă, cu loc de joacă în interior, dotată ultramodern, chiar vă invităm să veniți, faceți o emisiune, să vedeți, cu un loc de joacă afară și totodată cu un zid de sprijin, care ne-a costat și ăla în jur de, vorbesc de la bugetul local, în jur de 100.000 de euro. Deci bani de la bugetul local? Bani de la bugetul local, da. Cum reușiți să aveți bani la bugetul local? Că foarte multă lume zice, domne, nu avem, ne descurcăm foarte greu. Nu ne descurcăm ușor nici noi, dar având în vedere faptul că proiectele au fost pe termen lung, în momentul când au avut loc licitațiile, am pus cota noastră, am făcut tot posibilul, fără să ne împrumutăm, comuna nu are nici în prezent niciun fel de datorie. Nu aveți niciun fel de datorie? Nu avem niciun fel de datorie, nimic. Nu suntem datori nici la firme, nu suntem datori nici la stat, nici la bănci, nici la cecuri. Ăsta e un lucru bun. Avem școala, iarăși. Școala modernizată prin PNDL, unde contribuția de la bugetul local a fost în jur de 2 milioane de euro, 2 milioane de lei, vreo 500.000 de euro, care se finanțează tot de la bugetul local. Avem dispensarul, reabilitare, construcție a construcției existente și extindere pe verticală, inderulare. Acum sperăm anul ăsta să-l terminăm. Iar așa avem o contribuție la bugetul local în jur de, nu mai știu exact suma, dar în jur de 500.000 de euro. Deci, bani care îi avem, deci nu suntem descoperiți cu ei. Și altele, dacă stăm bine, am aici două pagini cu tot felul de investiții care le-am făcut. De ce v-am provocat? Pentru că primarul, când vine prima dată, toată lumea zice, bă, vine primarul nou, ăsta mută munții din loc în 2 ani de zile. Trebuie ca lucrurile să fie înțelese. Nu poți face treabă într-o primărie în 2 ani de zile. Pentru că poți face lucrurile alea, curățenie, chestii de genul, dar nu poți face lucrurile importante. Alea necesită timp, proiecte, tot felul de licitații, etc. Ei, trebuie să ai, unu, să fii tu primar gospodar, doi, să ai consiliul local care să fie alături de tine, că trebuie să ai și județul cât se poate alături de tine să te mai ajute cu o cofinanțare cu ceva, să te mai ajute cu o intrare unde se poate. Dar fără asta și fără o continuitate, măcar două mandate, e foarte greu, părerea mea. În primul mandat începi, adică înveți să mergi, să cunoști. Pe urmă, de-abia încep să aibă loc lucrurile, investițiile. Da.
Eu le mulțumesc cetățenilor care au avut încredere în mine. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, Consiliului Local care l-am avut alături de mine. În ultima perioadă, domnului președinte, George Lazar, care a fost alături de noi și care ne-a imprimat multă și multă încredere. Mulțumirile știți cum sunt foarte bune. Ideea este că acum nu v-ați plictisit, mai aveți aceeași energie de a face lucruri noi? Păi ai energia că e musai să o ai, datorită faptului că sunt multe lucrări în derulare, sunt proiecte în derulare. Hai să vorbim un pic. Ce aveți în derulare? Păi avem în derulare acum dispensarul, de exemplu, care este undeva 50% terminat. Mai avem încă un 50%. Sperăm ca anul ăsta să avem, spre sfârșitul anului, fericirea să-l inaugurăm. Avem, de exemplu, prin CNI un proiect de 4 milioane de euro care se află în licitație acum la București. Sperăm să iasă săptămâna asta sau săptămâna viitoare, într-o lună, două, să ne apucăm de lucrare și de amenajarea terenului. Avem pe Angel Salini. Deci ați prins pe Angel Salini drumuri sau? Avem și drumuri și apă și canal. Avem drumuri o lungime de 7 km, avem o sumă de 8.000 de lei, 2 milioane de euro, pulei, ăștia mi-am încurcat. 8 milioane, aproape 2 milioane. 8 milioane de la bugetul de stat prin Angel Salini și mai avem 2 milioane contribuție proprie. Deci aveți ce face, nu vă plictisiți. Avem ce face și de asta sper că... Spuneți-mi un pic, canalizarea și apa, cum e la dumneavoastră? Acum aveți o extindere sau începeți acum? Am avut un proiect inițial de vreo 600.000 de euro, finanțat încă din anul 2011, finalizat prin 2019. A durat cam mult datorită lipsei banilor. Așa și pe urmă mai avem încă 7 extindere, câte 10 miliarde de bani vechi, pe 7 miliarde. Deci ați mers pe bucăți, cum da, pe urmă ăștia, extinderile respective sunt făcute de la bugetul local. Da. Avem un serviciu de apă și canal. Propriu al primăriei, care se ocupă de întreținere și care mai fac, când e nevoie, racorduri la cetățeni. Avem în dotarea serviciului dat de primărie un buldo excavator, un mini-excavator, două camioane, o volă, care toate sunt achiziționate de către primăria Bicaschei. Deci, practic, ceea ce înseamnă dezăpezire, lucruri de genul ăsta? La dezăpezire avem un Unimog, o mașină multifuncțională, achiziționată tot din bugetul propriu de primărie. Avem un serviciu ISU, o auto-utilitară nouă, pe care am dat vreo 250.000 de euro. Avem o clădire aferentă utilitare și totodată celor ce deservesc serviciul respectiv, cu 5 oameni angajați. Ce să vă mai spun? Dacă vă mai întrebați. Haideți să vă spun ceva. De obicei, când stai de vorbă cu primari, ei spun, doamne, am 4 proiecte, mă duc pe alea, nu știu ce, vedem. Pe mine mă interesează, că aveți experiență, mă interesează dacă, de exemplu, ați avut în anii aceștia sincope financiare majore, v-a afectat faptul că cei din Consiliul Județean într-o perioadă nu dădeau niciun ban la primăria Bicaschei, că era supărat cineva pe dumneavoastră. Da, pe mine a fost supărat înainte domnul președinte a Consiliului Județean, vorbesc de mandatul trecut. Păi de asta am trecut și dintr-o parte în alta, unul din motive. Timp de un mandat de zile, Comuna Bicaschei de la Consiliul Județean a primit 0 lei.
plus de asta că a mai fost afectat și la nivel de național cu bugetul. Dar unde s-au putut pune pile invers, s-au pus. Da, nu morcaie când vor câinii, s-au invers. Da. O trecut perioada, n-am avut probleme, n-am avut popriri, n-am avut... Eu am o vorbă, că avem bani din enervează, știi, da? Dacă știi să-i administrezi și știi să-i pui acolo unde trebuie pus, nu-i ascuns, trebuie să mergi în continuare. Domnul primar, ce echipă aveți în spate? Tineri? Sau sunt oameni care au pornit cu dumneavoastră acum 24 de ani? Am și oameni care au pornit cu mine acum 24 de ani, am și tineri. Ne puteți am și bărbați, da, ne puteți și da niște nume? Să începem cu... Ce vreți dumneavoastră? Da. Ioncică Elena, de exemplu, o consilieră foarte răzbătătoare care a început cu noi să o luăm pe sate așa. Pântea Iosop, pe Bicaz în partea altă, Panțărul Ionel, vorbesc din ăștia care sunt mai vechi, Bârțan Mihai, care e alături de noi, mai tinerei, Oniga Ciprian, care e actualul vice, până în 30 de ani, avem pe... Din tinerei, fosta Tătaru, tot consilieră bună, care ne reprezintă, profesoară de română. Știți de ce v-am întrebat? Pentru că, din punctul meu de vedere, contează foarte mult să ai în jurul tău o echipă care să aducă și voturi pentru Consiliul Local. Echipa aduce voturi dacă e reprezentată, dacă e reprezentată de cineva. Totdeauna, deci o locomotivă, nu? La nivel local, atât la nivel local, cât și la nivel național, liderul contează. Și județean. Și județean, sigur. Și da. Județean. Liderul contează. Da. Ne sprijină, mă sprijină, le mulțumesc. Dar sper că nu i-am făcut de rușine și mergând în teren au ce povesti și au ce spune despre tot ceea ce s-a făcut în Bicasche de-a lungul anilor. Eu acum sunt obligat să vă întreb ceva. Ce faceți cu depopularea satelor? În Bicasche vă întâlniți cu acest fenomen? Scade numărul de locuitori tineri, rămân doar cei mai în vârstă? Aveți satele acelea care sunt foarte izolate? Da. Ei, să spunem că într-o mică măsură, da, dar totuși, la nivel de comună, vreau să vă spun că mai avem în jur de 450 de copii. Se vede o scădere față de anul 2000, dar nu semnificativă. Și totodată nici n-aș putea spune că, vezi, Doamne, comuna Bicasche este o comună îmbătrânită. Este o comună activă, este o comună vie, sunt mulți tineri, sunt lucrează în diferite domenii, avem aproape fabrica de ciment, avem cariera de calcar, avem pensiuni care funcționează. Pe raza comunei avem acele firme de exploatare, de debitare și ce mai fac ei în domeniul lemnului, care iar absorb multă forță de muncă. Și sperăm în continuare ca, Doamne, comuna noastră să se dezvolte și să atragem cât mai mult tineret. Deci aveți și norocul că mai aveți încasări și din prin impozitele astea de salarii. Care avem impozitele pe salarii, avem impozitele pe teren, avem o concesiune la cariera, de exemplu, care ne mai aduce o sumă de bani. Mai aduce o sumă de bani, aveți și alte avantaje, mai aveți piatră de acolo, mai, avem mai faceți piatră, câte un mai drum, avem pășuni, mai faceți câte un drum cu ea. Avem, da, știu că am dat un material și mi-aduc aminte că a venit reporterul
care a fost acolo, zice, domne, a făcut un drum, zice, cu piatră, nu mai știu unde, că nu reține. Da. Păi ne-am chinuit timp de 11 ani să putem aduce drumurile forestiere la comună. Noi ne-au fost retrocedate pădurile. Dar fără drumuri. Proprietatea comunii, dar fără drumuri. Și din, vă închipuiți, din 2002-2003, când ne-au fost retrocedate pădurile și până acum, direcția silvică nu mai investi pe drumuri datorită faptului că nu mai erau a lor. Arătau groaznic. Interveneam cu diferite firme la nivel local, ne chinuiam, furam de la noi și dădeam la alții și ne păzăm să nu ne vadă cineva, ca să putem asigura accesul către pășunile oamenilor, către proprietățile oamenilor, către proprietățile primăriei. Primăria are în jur de 1000 de hectare de pășune, are 2000 și ceva de hectare de pădure. Pădure care este administrată de către direcția silvică, în regim silvic, care... Asta înseamnă și niște venituri de la pădure. Sunt cu adevărat niște venituri, dar nu prea am apelat la ele până în prezent, datorită faptului că ne-am descurcat și fără. Pe autofinanțate vorbesc acum. Dacă tot am primit drumurile astea forestiere, se lucrează la reabilitarea drumurilor și sperăm să le aducem cât uși de cât la un nivel normal de funcționare a lor. Da. Domnul primar, care sunt principalele probleme cu care se confruntă oamenii din zona montană? Spuneați că aveți 1000 de hectare de pășune. Aveți cereri pentru pășune? Da. Deci toate cele 1000 de hectare de pășune sunt concesionate sau închiriate, mai bine zis, de către cetățeni ai comunei Bicaschei care au animale. Deci există încă crescători, da, de animale? Există încă crescători de animale. La nivel de comună avem în jur de 3000 și ceva de bovine și vreo 2500-2600 de ovine, plus caprine și altele care... Da, deci asta, da, arată, asta este un semn că oamenii încă mai lucrează. Încă mai lucrează pământurile, încă mai cresc animale, ceea ce e un lucru bun, încă mai avem niște produse naturale, un caș, mai avem o urdă, știu eu, mai mâncăm o carne. Mai și lapte, de ce? Și un lapte, da. Unt, tot ce se face. Puneau bătrânii înainte, că dacă ai vaca... Ai cam tot ce trebuie. Ai cam tot ce trebuie, începând lapte, unt, mântână și altele și altele. Ce derivă din asta. Cum vedeți, ne apropiem de finalul emisiunii, cum vedeți viitorul comunei din punct de vedere al turismului? Pentru că în județul Neamț, dacă țineți dumneavoastră minte, din 90 până acum, toți cei care au condus județul, când îi întrebai ce e cu județul ăsta, zice, domnule, să facem un turism, de o să rupem munții. Eu cred că turismul are o șansă de a se dezvolta în comuna Bicaschei. Dacă s-ar mai reduce din birocrație și dacă proiectele astea europene ar fi mai bine... Mai accesibile. Mai accesibile de către cetățeni. Eu văd la nivel de comună că am accesat atâtea proiecte europene. E prea mare birocrația, e prea stufoasă, prea multe să cer. Ar trebui, știu eu, la nivel de județ și sper că viitorii mai mari noștri care vor veni, vor să iei în considerare, adică, o simplificare. Adică domnul Lazar, nu? Asta încă da, 100%. Asta se lasă. Vor avea în vedere aceste lucruri. Instituțiile astea deconcentrate sau descentralizate, cum le mai spune acum... Eu le zic deconcentrate, că ei nu se concentrează. Da. Ar trebui să răspundă ferm și rapid. Mai rapid. Ar trebui formal la nivel de județ. Știu eu cum erau înainte niște comisii care se deplaseze la fața locului să vadă exact situația reală și să,
să ușureze implementarea proiectelor pentru persoane fizice mai ales sau pentru societăți. Chiar și pentru societăți, zonă. De ce nu? Adică ajuți, da. Faci să meargă lucrurile mai repede. Deci noi totdeauna am fost obișnuiți și la nivel local. De exemplu, acum pentru canalizare. Am un proiect depus prin Anghel Salini și aștept semnarea contractului depinzând de un aviz de la drumurile naționale. Asta ce înseamnă? Că de un an de zile stau e și blocat. Tot mai aduc, e mai blocat. Aduc, mai aduc. Mai odată nu există cadastrare, odată nu există, nu știu ce, nu mai există, odată să așteptăm să facă cadastrarea că n-au intabulat drumul național, pe urmă trebuie să facem noi, până la urma urmei, cadastrarea respectivă și să identificăm zona. În fine, sunt prea multe... Da. Pusă în ideea de a accesa acei bani europeni, da. Care ne plângem că nu mai asta este putea. Într-adevăr o mare, da. Problemă. Acum, suntem pe finalul emisiunii. Aveți emoții la alegeri? N-am avut niciodată emoții. N-ați avut niciodată? N-am avut niciodată emoții datorită faptului că nu țin din adins de scaunul primar. Eu am fost învățat de mic să muncesc, am fost învățat să-mi câștig existența împreună cu familia, chiar dacă în familie n-am avut, vorbesc de părinți, nici unul dintre ei n-au fost angajați la stat. Eu vă doresc succes, cum doresc la toți cei care vin la acest gen de emisiuni și să ne vedem, ne mai vedem sigur în campanie și să ne vedem și după, să vedem cum au votat cetățenii din Bicaschei. Numai aștept bine. Și eu cu nerăbdare lor. Numai bine. Mulțumesc. Vă dorim cele bune. Mulțumesc.